explicat și din perspectiva asta. Aș vrea să-l salutăm pe profesorul Vlad Nistorie alături de noi în legătură telefonică directă. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Domnule profesor Nistor, suntem cu imaginile acestea, cu regina adusă la Windsor. Este practic ultima, probabil dintre ultimele părți ale acestor 12 zile. Ce v-a surprins totuși în desfășurarea aceasta, extrem de exactă și predictibilă până la urmă? Totuși a fost ceva ce să vă fi surprins? Nici nu știu, probabil că amploarea. Amploarea care după e fără precedent. Au mai fost ceremonii britanice, mai ales că acestea sunt cele mai ample. Mi-aduc aminte că am urmărit ceremoniile funebre ale prințesei Diana pe cele ale prințului Philip, dar nu se compară. Sunt cu totul altă amploare și era firesc de fapt să se întâmple așa. Pe de altă parte, sigur că cu toții ne-am așteptat ca rigoarea și organizarea să fie impecabile, dar sunt mai mult decât impecabile, sunt de nebănuit, sunt surprinzătoare. Dacă la asta adaugi faptul că comandantul operațiunii, militar al operațiunii, un general de origine română și dacă nu mă înșel, nepotul unei celebre românce, Marta Bibescu, e vorba de Cris Ghica, din familia princiară a ghiculeștilor, e cu atât mai interesant pentru noi românii, care nu suntem cei mai organizați oameni din lume. Dar sigur era de așteptat ca în Anglia, în Marea Britanie, se întâmple așa, dar dimensiunea și precizia operațiunii e dincolo de orice. Dincolo de asta mai e ceva cu adevărat impresionant, solidaritatea britanicilor în jurul defunctei regine, care e de așteptat, era de așteptat într-o oarecare măsură, dar care din nou atinge cote greu de bănuit, mai ales că sunt atâția bârfitori ai monarhiei britanice, bârfitori fără substanță ai monarhiei britanice, pentru că dacă ceva a dat stabilitatea acelei societăți, cel puțin în ultima sută de ani și mai bine, aceasta a fost ideea monarhică, spiritul monarhic și unitatea în jurul monarhilor săi în timpul celui de-al doilea război mondial și în orice caz de-a lungul celor 70 de ani de domnie ai Elisabetei a doua, în orice caz în vremea dificilului război rece cu toate crizele sale. Mai calde, cum le răspundeți, domnule profesor, celor care spun că ar fi un moment bun ca Marea Britanie, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, să se gândească la o trecere firească, sigur către Republică, având în vedere caracterul mai degrabă simbolic pe care suveranul îl are în aceste momente în Regatul Unit? Ce răspuns ar trebui să primească cei care vehiculează în aceste momente astfel de teză? Un răspuns, dacă aveți al nostru. Eu am un răspuns, cu siguranță. E întrebarea în sine e hazlie. Pentru că tot ceea ce se întâmplă dovedește că cetățenii Marii Britanii, supuși astăzi ai lui Charles al III-lea, nu își doresc în niciun caz o instalare a Republicii, uitându-se și în jur. Uneori chiar la cele mai coerente și cele mai performante dintre republici. Lucruri care s-au întâmplat în ultima vreme în unele dintre statele republicane de pe continent și din afara continentului nu s-au întâmplat niciodată în Marea Britanie și nici nu prea cred că au avut cum să se întâmple, tocmai pentru că șeful statului acolo e un personaj care nu are dreptul să se amestece în politică. Ați văzut, înainte de primele declarații ale lui Charles al III-lea, asta a fost. Că îi pare, pe de o parte, foarte rău că multe dintre obiceiurile lui au dispărut, pentru că el era un personaj activ în domenii umanitar, ecologice, culturale, foarte important, culturale. E primul monarh al Marii Britanii cu o diplomă universitară și a obținut la una dintre cele mai vechi și cele mai prestigioase universități. Anterior, monarhii și membrii familiei regale la acest nivel erau școliți acasă.
Sigur că da. Erau educați acasă, cum se întâmplă cu monarhii de peste tot. Regele Mihai, mi-aduc aminte că a fost pentru o bună bucată de vreme, dar nu în cadrul studiilor universitare, ci în celor preuniversitare, la școală, într-o clasă special construită. Clasa Paladină. În care, da, să fie reprezentanții tuturor claselor și categoriilor sociale, ceea ce a fost o idee genială, după umila mea părere. Dar e clar, nu e momentul ca un evrân cetățean supus al maestății sale, regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord, gluia să-i treacă prin cap că e momentul republicii, pentru că e clar că astăzi cetățenii acestui important stat nu au datorită din popularitatea monarhiei, instituției monarhice, nu au asemenea intenții. Da, toate zilele acestea pe care le-am parcurs și sigur că am urmărit cu toții, în special la televiziunea britanică, la BBC, toate momentele acestea pe care le-am urmărit în aceste zile sunt practic o pledoarie în favoarea monarhiei britanice, cel puțin, și un contraargument la ideea de republică, cumva. Pentru că, totuși, vedem o stare de respect, de considerație și de înălțime a lucrurilor. Da, chiar și cei 500 de demnitari planetari care s-au adunat acolo, sigur că omagiază Marea Britanie și tot ce a însemnat Marea Britanie în istoria lumii, dar omagiază și pe regina Elisabeta a II-a, poate în primul rând pe regina Elisabeta a II-a, eforturile sale de echilibru și coerență în toți acești 70 de ani și cu această ocazie, pe cale de consecință, cum ar zice un jurist, omagiază și ideea monarhică și eficiența ei. Da, până la urmă, e și, nu știu dacă toate monarhiile sunt funcționale, nu-mi dau seama dacă toate au acest destin pe care îl vedem aici. Sau monarhia britanică face o notă discordantă, nu-mi dau seama, dar cel puțin ce vedem aici dă o înălțime lucrurilor și evenimentelor față de derizoratul așa în care se băltește până altă parte. Și m-aș aventura să spun și în legătură cu, de exemplu, hai să luăm așa, nu, Statele Unite ale Americii, să luăm așa un loc de prestigiu al lumii. Te uiți așa totuși la ce produce democrația asta, Republica, și constați totuși că liderii pe care îi produce acest fel de alege conducătorii, nu e chiar cel mai reușit. Da, am un și mic comentariu la spusele dumneavoastră care sunt cât se poate de corecte. Avem un element de comparație. Gândiți-vă la toată tematura care s-a produs în jurul unor acțiuni ale până de curând primului ministru al Regatului Unit, Boris Johnson. Da. Și care au fost justificate, dar gândiți-vă la amploarea lor și gândiți-vă pentru o clipă la ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie în Capitoliu, în condițiile în care un președinte american nu vrea să-l lase dus. Nu? Da, amploarea și dimensiunea și modul în care lucrurile s-au desfășurat e cu totul altul. Sigur, puteți să-mi spuneți că asta ține și de diferența dintre britanici și americani. Poate că e într-o oarecare măsură adevărat, dar nu în integralitate, pentru că întotdeauna deasupra primului ministru Marea Britanie trebuie să existe, din ultimii 70 de ani, a existat un monarh coerent și, echilibrat, care să țină și să respecte justa măsură. Ori, cu siguranță, Charles al III-lea va continua. Sunt absolut convins, mai ales că am tot spus-o, am avut ocazia în două rânduri să-l întâlnesc, va continua acest tip de atitudine și va fi un monarh extrem de echilibrat pentru o mare țară. Nu v-am prins evocând momentele acestea. Să nu plictisesc publicul. Nu, păi odată l-am întâlnit pe vremea în care eram consilier al președintelui Emil Constantinescu și când Charles, pe vremea aceea, prințul Charles de Wales a venit pentru prima oară în România și a fost pentru prima oară la Viscri. Da. Și la Sibiu, în catedrală, în locurile cele mai interesante ale orașului Sibiu, și eu am fost unul dintre cei care l-au însoțit alături de
regretatul Ion Caramitru, atunci ministru al culturii, și de doamna Luri Berza, care era secretar de stat, Maria Berza, care era secretar de stat al Ministerului Culturii. Și a doua oară, atunci când am reușit o performanță, zic eu, pentru România, aceea de a-i, de a-l convinge să accepte titlul de doctor honoris causa al Universității din București, împreună cu colegul meu, Mircea Dumitru, rectorul de atunci al Universității. Și de ce performanță? Pentru că Universitatea din București a fost prima universitate din lume al cărui titlu de doctor honoris causa Charles de Wells l-a acceptat. A mai fost apoi una, universitatea, tot o universitate românească, și numai două universități românești, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, dar numai că ceremonia de acolo a fost în camera. Ori, la București, în sala Senatului, înaintea susținerii discursului de recepție, care era un discurs de laudatio la adresa culturii și naturii României, impresionant, altminteri, există, l-am publicat atunci noi la Universitatea din București. Eu am fost cel care a ținut un mic discurs introductiv și care i-am oferit în numele Universității diploma de doctor honoris causa în calitate de președinte al Senatului. În dialogul pe care l-ați avut, îmi imaginez, înainte sau după, ulterior poate, cu actual rege Charles, ce impresie v-a plăcut, v-a lăsat și ce ați avea de adăugat la ce ne închipuim noi că ar fi regele Charles? Charles de Wells, atunci, după încheierea ceremoniei publice, a avut o întâlnire cu un număr de câteva zeci de personalități în ceea ce era biroul meu atunci. Personalități în mare măsură, prioritar culturale și nu politice. Era un om cât se poate de deschis, de cooperant, de atent la reacțiile celorlalți, de o persoană extrem de agreabilă și extrem de comunicativă. Când convins că și regele va fi la fel. În cazul fostului prinț Charles de Wales, s-a vorbit ca despre un mare prieten al României și omul care a făcut pentru promovarea, nu știu dacă neapărat turistică, dar pentru promovarea României în lume, mai mult decât au făcut de-a lungul timpului foarte mulți miniștri de resort. Categoric. Categoric. Va mai putea actualul rege să funcționeze ca un promotor la România, având în vedere noul său statut? Îi mai este permis să fie un prieten declarat al României, al românilor, având în vedere că este suveranul Regatului Unit? Să fie un prieten declarat al României, da, dar asta numai în ocazia și în discursurile oficiale, nu în campanii ca cele pe care le-a făcut prin vizitele sale private în Transilvania, și nu numai în Transilvania, căci întotdeauna a avut vizite destul de consistente și la București, unde a vizitat muzeele, pentru că el este un absolvent de al unei facultăți de istoria artelor la Cambridge, este un foarte, foarte, foarte experimentat cunoscător. Dar nu acesta era subiectul. Sigur că nu va putea face în același fel, pentru că asta a și declarat, că lucrurile pe care le făcea până acum nu le va mai putea face, pentru că ies din atribuțiile sale monarhice, și tocmai asta e ideea monarhică într-o monarhie constituțională. Și întrebați despre celelalte monarhii constituționale. Uitați-vă bine, cu excepția Spaniei, cred, monarhiile constituționale europene, pentru că aici vorbim despre tradiție europeană, sunt toate state nordice, care au un alt tip de raportare și la politică și la viața publică în general, decât avem noi mediteraneenii, sudicii, cei mai agitați, ca să zic da, așa. Da, e interesant observa, Suedia, Danemarca, state de tipul acesta au rămas toate în stagiu. Am avut, din tot în vremea în care lucram pentru Emil Constantinescu, am avut și colaborarea, ideea, posibilitatea de a întâlni alți monarhi ai Europei. Dar sigur că cu toată stabilitatea și cu toată relația excelentă pe care acești monarhi o au cu propriile lor popoare, cu spiritul, cum se cheamă, absolut moderat, decent
și deloc nu știu care e cuvântul, pompos în relația pe care acești monarhi o au, de pildă regele Norvegiei sau regina Danemarcei, în relația cu proprii lor, între ghilimele, supuși, cu cetățenii acelor țări, nu se află totuși, datorită istoriei propriilor țări, la nivelul pe care monarhia britanică l-a atins, pentru că monarhia britanică este... monarhul britanic se află în fruntea unei mari puteri, celelalte țări sunt țări europene de dimensiuni mai mici, deci de importanță globală limitată. Urmărim imagini în direct de la castelul Windsor, ceremonialul desfășurându-se, și îmi vine în minte totuși numele acesta ales de la un anumit moment. E poate important, nu? Momentul în care au încercat să se disocieze de originile germane pe care le aveau la momentul primului război mondial. De atunci a început această dinastie de Windsor. Și stăteam acum și coroboram evenimentele că și acum a existat o disociere, dacă ăsta ar fi cuvântul în regulă, de ruși și de chinezi. Am văzut la, cu prilejul acestei mormântări. Natură. Da. Păi atunci, în timpul primului război mondial, ca și în cazul casei care fusese până la regina Victoria, casa de Hanovra, după regina Victoria devenise casa de tot o casă, nu mai țin minte, o casă de dintre princeară germană după Albert, iar din 1914 înainte, de atunci când războiul a început cu Germania, a devenit casa de Windsor. Tot atunci, de fapt în 1916, atunci când noi am intrat în război cu Germania, casa de Hohenzollern-Sigmaringen, numele acestei case, s-a transformat în casa de România. Ori, să știți că regina Elisabeta e ultimul Windsor, pentru că toți copiii ei vor avea, inclusiv Charles, vor avea numele de Windsor Mountbatten, nume pe care l-a luat această familie după căsătoria Elisabetei a doua în 1952 cu Philip, prin adopție Mountbatten, prin naștere de Grecia și Danemarca. Da, Mountbatten original, Battenberg inițial. Revenită casa Mountbatten tot în timpul primului război mondial, în exact același context. Așa cum și Windsor erau cunoscută Saxa Coburg Gotha. Saxa Coburg Gotha era, iertați-mă, aveam o scăpare, mulțumesc. Da, acest gen de eveniment l-am trăit și noi în România în urmă cu câțiva ani la mormântarea regelui Mihai și nu știu dacă dumneavoastră ați avut aceeași experiență, Răzvan și domnule profesor, pe care am avut-o și eu am avut senzația că România pentru prima dată după multă vreme arată foarte bine. Deci a avut o stare de prestigiu România la momentul mormântării regelui Mihai și de, până la urmă, exact de unitatea oamenilor. Păreau totuși oamenii în aceeași ordine de idei adunați. Arăta bine România în ziua aceea, în duminica respectivă. Da, a arătat bine și cu câțiva ani înainte, atunci când a fost aniversarea, parcă de 95 de ani a regelui Mihai, și discursul în Parlament și tot ce a urmat, recepția de după aceea, de la parcă de la operă și spectacolul de la operă, era altceva și dădea oarecare stabilitate, coerență și claritate României. Da, părea că avem sens. Cam asta era impresia pe care mi-a lăsat-o mie în duminica respectivă. Părea o țară cu sens, așa. Și probabil că ăsta e unul dintre rolurile fundamentale de a genera unitate. Sens, dar atunci sensul era subliniat. Nu e... Sens avem, dar depinde ce îl manifestăm uneori. Noi comentăm, domnule Nistor, noi comentăm aici realitatea asta care ne înconjoară și de multe ori am această impresie, nu știu ce are Răzvan la el, eu vin cu această impresie la mine de multe ori că pare că e o țară lipsită de sens, așa. Tot ce se adună așa în jurul ei, pare că, adică n-am impresia că duce undeva toată treaba asta, în sensul ăsta zic sens. N-am impresia că se duce undeva țara aceasta. Asta e impresia pe care o trăiesc eu zilnic aici, da. E și o diferență de subiect între suveranul Marii Britanii, chiar și în momentul mormântării sale, și reușitele
domnilor Ciolacu și, mă rog, alții din politică. Adică, dați seama că trebuie schimbat dramatic registru, da. Chiar dacă în ambele cazuri vorbim de liderii unor națiuni. Că și președinții partidelor politice republicane sunt liderii unor națiuni, sunt președinți de camere ale parlamentelor, sunt premierii unei țări. Și cu toate acestea, diferența de substanță dintre un monarh cu exclusivă valoare simbolică, nu? Cam așa, da, se discuta în ultimele săptămâni. Nu chiar exclusivă. Am exagerat pentru a-i pune în context, da, da, republicanii absolut convinși. Ei, diferența dintre un astfel de suveran și un om politic național cu puteri executive și cu prerogative e totuși atât de mare. Și în defavoarea celui care, desigur, are în zilele noastre puteri executive. Asta mi se pare straniu. Un simbol mai puternic decât un lider executiv. Să știți că cei care au cunoscut-o, sunt mulți dintre cei care au cunoscut-o îndeaproape pe regina Elisabeta, spun că ea se raporta la oamenii politici în general, inclusiv la cei 15, 14, fine, la 15, n-a apucat încă să mergea prea consistent prin miniștrii pe care a apucat să îi numească în vremea lor, chiar și că atunci când e vorba de monștri sacri, cum a fost Winston Churchill, ca la o categorie de personaje care joacă un rol politic important la un moment dat, dar care vin și pleacă. Câtă vreme ea și instituția ei rămân. Asta e ceea ce până la urmă dă, aș îndrăzni să spun, consistența unui regim monarhic într-o țară care se visează stabilă. Da, aș încheia dialogul cu dumneavoastră, domnule profesor Nistor, spunându-vă că noi facem aici paradoxal emisiunea și la, să zicem, 100 de metri de balconul la care a apărut regele Mihai în anii 90. Da. Pe calea Victoriei. Mă mai uit din când în când încolo, așa. Da. Cu nostalgie. Nu știu dacă nostalgie are o tentă cumva defavorabilă. Mă uit așa, cu mirare. Te uiți cu, poate că te cu speranță, domnul Buzăianu. Speranță, cu mirare, că totuși nu s-a reușit. Adevărul e că resursele monarhice ale României contemporane sunt mai degrabă limitate, am putea spune. E adevărat. În condițiile... Dar momentul acela, vă rog, de care mi-aduc și eu aminte cu emoție, a fost un moment absolut astral. Și dimineața, la prânz, la Biserica Sfântul Gheorghe, atunci când milionul acela de oameni a ridicat Mercedesul în care maestatea sa se afla în semn de prețuire, și seara, atunci când regele a ieșit la balconul despre care vorbiți dumneavoastră și toată Calea Victoriei era, ne aflam și noi acolo plină. Da, a fost chiar un moment astral special, la care vă mărturisesc că noi participanții nu ne așteptam, dar nici republicanii convinși în momentul acela la Cotroceni nu se așteptau deloc să se întâmple. Da, mulțumim pentru intervenție, domnule profesor Vlad Nistor. Profesorul Vlad Nistor.